După incidentul de la Clubul Colectiv din București, criteriile de acordare a autorizațiilor de securitate la incendii au fost înăsprite. Spitalul de urgență roman a avut ca termen de conformare aproape un an, timp în care s-a lucrat mult pentru respectarea tuturor normelor cerute. Marți 4 octombrie a avut loc vizita în teren a inspectorilor I.S.U, care au verificat modul în care au fost respectate cerințele legislative în domeniu. Am avut chiar ieri vizita Comisiei de la Inspectoratul de Situație de Urgență în vederea obținerii autorizației pentru spitalul nou. Au fost plăcut surprinși să vadă lucrurile care s-au făcut în spitalul nostru. Mă refer la sistemele de avertizare, sistemele de supraveghere, sistemele de call nursing. Bineînțeles, și aproape de final și lucrarea acea investiție cu rezerva de apă, care în cel mai scurt timp va fi dată în funcțiune cu prima capacitate pentru 24 de ore, urmând să fie adăugate și celelalte, funcție de banii pe care îi avem noi disponibili. Este o lucrare de circa 2.500.000.000 și să vedem cât putem să facem, dar o vom pune în funcțiune. Inspectorii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț au rămas chiar impresionați de situația găsită în teren și de modul de dotare a corpului principal al unității sanitare. Mai trebuie făcute mici modificări și conducerea spitalului va putea merge cu documentația tehnică la Piatra Neamț pentru obținerea autorizației propriu-zise. Așa cum vă spuneam, dumnealor au constatat eforturile care le-am făcut, mai sunt câteva mici modificări care țin de un prag care pare că e mai înalt de 2 cm și montarea unei uși, încă unei uși antifoc la centrala de incendiu și câteva lucruri de mărunțele, să zicem așa. Și să sperăm că într-o perioadă cât mai scurtă urmează să ne ducem cu toate aceste modificări și să obținem autorizația și pentru spitalul, pentru corpul nou al spitalului, cum îi spunem noi. Spitalul de urgență din Roman este o clădire cu 4 etaje, datând din anul 1982. După preluarea acestuia de către administrația publică locală, spitalul de la Roman a intrat într-un proces continuu de modernizare, secție cu secție, etaj cu etaj. Spitalul de la Roman, spre deosebire de cel județean, care este o gaură neagră sau un sac fără fund în care Consiliul Județean pompează de ani de zile bani, a obținut fonduri pe sponci de la aleșii județeni. Numai în urmă cu 2 ani, Spitalul Județean a achiziționat un computer tomograf pentru care s-au alocat 55 de miliarde de lei, computer care s-a și defectat. Discriminarea continuă pe care o face Consiliul Județean între Spitalul de la Roman și cel județean este revoltătoare. De la instalarea pe scaună a președintelui Ionel Arsene s-a văzut o reavoință totală în rezolvarea problemelor Spitalului Roman, care deservește municipiul cu o populație de 70.000 de locuitori și încă 25 de comune din zona metropolitană. La acestea se adaugă și 5 comune din județele Bacău, Iași și Vaslui.